un proiect de hotărâre de la Ministerul Mediului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu rectificat. Știți foarte bine că am avut mai multe hotărâri de guvern în ultima perioadă în legătură cu acest subiect, pentru că bugetele Fondului de Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu a fost suplimentat de-a lungul timpului, inclusiv la recentă rectificare bugetară, și acum, practic, se trece în actul normativ privind bugetul de venituri și cheltuieli, se trec toate sumele care au fost furnizate fie din Fondul de Rezervă Bugetară, despre care am vorbit la vremea respectivă, fie prin rectificarea bugetară. Sumele necesare pentru finanțarea programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților. Este vorba despre programul termoficare cu suma de 400 de milioane de lei, asigurarea sumelor necesare pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a timbrului de mediu pentru autovehicule cu 135 de milioane de lei. Știți că am aprobat la un moment dat printr-un act normativ suplimentar. De asemenea, suplimentarea programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor cu transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, Rabla Plus, cu suma de 20 de milioane de lei, și derularea procedurilor de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru inițierea demersurilor necesare exproprierii terenurilor pe care se află depozite de deșeuri industriale, tot cu suma de 20 de milioane de lei.